Salutare! Încep cam haotic, dar m-am uitat pe trailerul acestui film și trebuie să recunosc că este unul perfect, deoarece nu dezvăluie vreo surpriză importantă. Fiind un film de groază cu o cabană în mijlocul pustietății, este lesne de înțeles că vom porni alături de niște adolescenți care vor și ei să petreacă. Șeful expediției, care și-a de o aripă iubita blondă, îi prinde corcanul și pe ceilalți prieteni și o întind către destinația distracției. Odată ajunși acolo, încep să fie atacați de niște morți vii care ies din pământ mai ceva decât râmele după ploaie. Sună a film banal de groază, nu? Ei bine, nu-i nici pe departe așa ceva. Din premisă, reiese că este o poveste ca atâtea altele în care niște tineri tembeli sunt făcuți harcea-parcea de o creatură misterioasă. Și într-adevăr, adolescenții din film sunt nevoiți să lupte cu o familie de lazări nervoși care manevrează fel și fel de arme, tăietoare sau spintecătoare. Însă scenariul vine cu o surpriză colosală, demnă de panteonul producțiilor de groază, deoarece dă dovadă de multă originalitate. Se vrea a fi simultan și o parodie care ia în bășcălie multe producții horror ce folosesc aceeași rețetă răsuflată, dar și o poveste macabră, plină de violență sângeroasă. Partea plină de caterincă este meta, știe că are niște personaje care se încadrează perfect în tiparele pe care le blamează și recunoaște acest aspect. De la blonda proastă până la ciudatul amețit și de la masculul alfa până la tocilarul grupului, avem ditătii pentru toți, vorba cântecului alimentar. Și, pentru o bună bucată de timp, filmul se prezintă cu un puternic sentiment de deja vu. Însă, și aici intervine genialitatea filmului, întreaga poveste capătă cu totul și cu totul alte conotații datorită unei chichițe magistrale imaginate de scenariști. O să fiu zgârcit cu amănuntele, chiar dacă nu cred că mai există cineva care nu cunoaște skepsisul din film. Am să menționez doar că tinerii nu pot părăsi împrejurimile și fac parte dintr-un experiment bizar de mare importanță pentru existența umanității. Filmul se pretează la multe vizionări pentru a identifica toate surprizele ascunse în plină vedere sau toate trimiterile subtile către alte producții din genul horror. Actul al treilea, și nu mă feresc de cuvinte, este sublim, cel mai distractiv și surprinzător din tot ce am văzut până acum. Mă uitam la acele scene, demne de un abator la o fermă KFC supra-solicitată, atât cu un zâmbet larg plantat pe chip, cât și cu groază infinită întipărită în priviri. Grozăviile sângeroase mi-au atins de mai multe ori punctul iluzoriu al satisfacției cinefile când vine vorba de monștri antologici ai genului. Singura critică pe care o am la adresa filmului este că pierde prea mult timp cu povestea clasică înainte să descuie lacătul de la cufărul cu surprize. Ba nu, am mai găsit una. Pe la început putea fi mai misterios, astfel încât o anumită pieire a unui personaj ar fi avut un impact mai puternic. Și ar mai fi jocul actoricesc, care nu este prea strălucit, în afară de o singură scenă care m-a făcut să urlu la lună. Bine, acum am trezit și eu cu pretenții de Oscar de la niște partituri demne mai degrabă de AVN-uri. Pelicula de față este aproape perfectă din punctul meu de vedere. Dacă ar fi împărțit echidistant timpul între bucata plină cu clișee și partea imaginativă, aș fi urmat-o oriunde s-ar fi dus, fie până în străfundurile iadului, fie până la porțile Olimpului. M-a făcut să mă simt ca la o reîntâlnire de liceu după 40 de ani, fericit că voi da peste niște fețe cunoscute, dar în același timp și scărpinându-mă în cap, deoarece anumite figuri nu știam de unde să le iau, deși ar fi trebuit să le recunosc. Printre valurile de sânge care măturau totul în calea lor și masacrele de o brutalitate extremă, apăreau din când în când anumite semne de întrebare la care creierul meu nu știa să răspundă. Sunt convins că mi-au scăpat multe referințe, așa că dorința mea este să mă urc din nou în lift
și să cobor 9 etaje pentru a mă lămuri pe deplin cu privire la anumite apariții. Până data viitoare, nu mai puneți mâna pe ce nu este al vostru, să aveți parte din PMI niște pelicule minunate, aveți grijă de voi și pa, pa!